Doamnelor și domnilor, bine ați venit la un nou episod din Inteligența Art Digitală. În fața mea l-am pe Bogdan Robin, să nu-l bagi în cadru, nu cred că vreau să-l prezint. Nu mă arăți. Stand-up ovation. Stand-up conversion. L-am lângă mine pe Bogdan Vasilache, de la Balcanica și Tradiții Românești, Buzu Vasilache. Corect, că se supără... Se supără șefa. Bogdan Buzu Vasilache, de la Balcanica și Tradiții Românești... Introducerea asta ar trebui să fie mai lungă, dar o să fie foarte scurtă. Motivul pentru care l-am chemat pe Bogdan să vorbească în această minunată emisiune susținută de Hertz Production și de Magic 5 este în primul rând că Bogdan este pentru mine unul dintre mentorii cei puțin pe care eu i-am un business. Am zis. Salutări, Bogdan! Bună dimineața! Bună dimineața! Noi filmăm foarte dimineața că suntem matinali. Formatul emisiunii bănuiesc că îl știi deja. Eu o să pun 10 întrebări absolut imbecile generate cu inteligență artificială. Tu o să răspunzi, evident, neimbecil, pentru că... Din mici și din cârnați. Așa. Bobby, ca de fiecare dată, pentru tine, pentru cine nu știe, Bob al meu nu mănâncă carne... Pentru că carnea provine de la legume moarte. Deci, Bobby, aștept de 2 zile să fac asta, cum vreau să zic, ești vars. Da? Asta e a ta, uite. Dacă o iei asta, poți să hrănești iepurașii... Mamă, la cât e de grea, cred că poți să-i hrănești... Unu pe oră. O lună. Without further ado, cum ar zice oamenii meseriași din media, să lăsăm AI-ul să vorbească. Cică. Bogdan. Unu. Cum ai ajuns să vinzi produse tradiționale românești și de ce tradiționale? Pentru că, până la urma urmei, piața de mâncăruri și de produse din fast moving consumer goods, FMCG, e mult mai variată decât doar produsele tradiționale românești. E simplu. La fel cum noi, cine nu știe, filmăm la 9:30 dimineața, la fel cum noi mâncăm mici la micul dejun și am tras și o fâșie de șorici și o murătură, la fel vrea și românul nostru din oriunde ar fi el. Că e de la Londra, că e din Madrid, că e de oriunde, vrea și el să mănânce un mic. Micul e exponentul românismului de oriunde, micul și mămăliga. Românismului de oriunde, păcat că n-am adus și o bere și o țuică, dar era prea dimineață. Avem țuică, nu e deci, o problemă. Deci, ideea de tradiție e simplu, orice altceva găsești absolut oriunde, mai puțin gustul ăla autentic românesc care vine de acasă. Și atunci, plecând de la, nu știu, 2-3 concedii, cred că primele au fost în Cipru când am descoperit nevoia, toată lumea pe acolo, domne, că o sana, că un chefir, că ceva, că cei pe aici nu prea seamănă. Și atunci, de la o idee, de la a trimite un pachet la niște prieteni, uite așa s-a născut noțiunea de business. Deci, prima dată ai trimis un pachet, după care ai trimis un tir. Bă, dar prietenul tău mânca cam mult, nu știu ce să zic. Prietenul mânca cam mult și din Cipru s-a mutat în Spania. Bravo lui, băiat isteț. Am sesizat o chestie. Toată lumea vorbește despre mici. Micul e cel mai mare exponent al gastronomiei românești peste hotare. Dar, în același timp, poveștile cu tine știu că se vinde extraordinar de bine în afară, se vând extraordinar de bine murăturile și, în același timp, pufleți. Dacă ar fi să, nu știu, să vorbim de top 5 articole, e clar că vorbim de alea care nu le găsești în afară. Murături în Saramură, cum facem noi în zona asta, că zic zona asta, că zic România, că zic, nu știu, Moldova, că zic Bulgaria, că zic chiar și Turcia, nu face nimeni murături în Saramură. Nu o să găsești murături în Saramură în Spania, pe exemplu. Corect. Nu o să găsești murături în Saramură în Germania sau nu o să le găsești nu știu unde. Și e clar că de asta murătura e una dintre preferatele tuturor românilor, pe de o parte. Și pe de altă parte, ai mai fost la piață în ultima vreme? Nu, din păcate nu. Și eu sunt un efect al depersonalizării și lipsei de interacțiuni cu doamnele de la piață. Du-te la piață și dacă tu ți-aduci aminte la Bistrița acum 20 de ani că intrai într-o piață, mirosea, varză, murată, amurătoia. Ei, nu mai există chestia asta și atunci nu mai există în chestia asta. E clar că toată lumea a rămas cu ideea gustului, dar ne-am modernizat și nu mai vrem să mai punem pe balcon butoiul de murături sau un beș sau astea. Și atunci încercăm să le cumpărăm. De unde le cumpărăm? De la aia care le produc. Aia care le vând și care le produc. Aia care le produc și aia care le vând. Și de asta vorbim de murătură ca fiind un produs tractor.
Ai zis următorul articol, parcă de pufuleți. Da. Pufuleții, nu dăm brand că nu sunt de lângă 15 km de noi, nu, ca să zic așa. Stai. 1500 de euro fără TVA și la următoarea emisiune pufuletele sau pentru mine 5 minute de încărcare pe mașină, nu 3 ore jumate, 4 ore. E ok, e mai ieftin. Pufuleții aici e cu totul altceva și chiar ar fi fain să aduci pe cineva de la pufuleți să vorbească, pentru că pufuleții pentru noi sunt nostalgie, dar pentru ei este un business adevărat și găsești în orice supermarket modern, că vorbești de America, că vorbești de Italia, că vorbești de lucrurile astea. Dar într-adevăr, ce consumăm noi sunt pufuleții aceia la sac, simpli, care dacă îi strângi poți să-i mânești cu toată clasa fără nicio problemă. După aia te duci în mezeluri, în orice vorbim, de mici, de cârnați, de salam, de... N-o să vezi în, nu știu, în Marea Britanie să facă un salam de vară uscat sau să facă mici sau să facă cârnați. Și chiar dacă îi face, nu iese ca, nu știu, un prăvălie la noi făcut sau autentic. Și după te duci și în tot ce înseamnă varianta de apă și bere, pentru că românul dacă bea un vin demidulce și nu o să zic că e grasă de cotnar, că n-avem voie să zicem că e grasă de cotnar, dar o să facă șpriț cu apă minerală numai din România adusă, că vorba aia, în afară nu e apă minerală, nu e lucru de genul ăsta. Și atunci e clar, hrănim nostalgie, asta facem noi. Dacă ai plecat la 5.000 de kilometri distanță și câștigi cât câștigi și vrei să-ți alini un pic dorul de țară și nu te pui în mașină să vii până la rudele de la, nu știu, Vaslui, atunci nu faci nimic altceva decât te duci într-un magazin, ți-ai luat nostalgie, ai mâncat-o și ai făcut lucruri de genul ăsta. Adică produsele noastre nu le are omul luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Îi invită niște prieteni, face o masă mare și aduce aminte de cum petreceau pe vremuri și au cumpărat tot ce înseamnă pune micul murătura, șoriciu. Nostalgia de zi cu zi. Dar pentru că români sunt o mulțime plecați, lucrul ăsta dă sens ca să existe un business întreg doar dintr-un livrat de nostalgie. Corect, stai așa că ne pică varza lui, fuge varza lui Bob. Varza, fuge varza. Stai aici, bără. Băi, nu fugi pe copun. Eu vreau să se vadă varza. Varza asta murată pentru mine e nu știu, e un soi de light motiv. Eu am făcut atât de mult copii și atât de multe poze la varza asta, încât am ajuns la momentul ăla în care doar în momentul care o văd se trezesc amintiri. Am mai mult amintiri cu varza asta decât cu prima iubită. Bă, care am mai varză decât varza asta. Mă știi cum e. Dacă mă vezi, nu te supăra pe mine, încă te iubesc. Dacă vorbim de... Auzi, bine că nu ți-am pus și șorii masă în ambalaj original. Nu, dacă vorbim, nu vorbim de porci și de vaci, te rog eu. Dacă vorbim de varză murată, ăsta e un articol care noi l-am identificat acum vreo 10 ani și am simțit nevoia să-l facem din putină, să-l transformăm în, uite cum e asta, ziua de azi, nu curge, nu e nimic, nu ți-e rușine să pleci cu el în portbagaj, da, să zic corect. Așa. Și nici măcar nu miroase. Nu are cum să miroase, că nu trebuie să miroase. Dar dacă o desfaci... Dacă o desfac, dacă trebuie să aerisim în 2 săptămâni. Dacă aici. O desfaci, într-adevăr, trebuie să aerisești, că așa e varza, trebuie să... De ce nu vrei să spui oamenilor că tu, de exemplu, tu duci mâncare românească și duci nostalgie, tradiții, da? Prin, atât prin Balcanica cât și prin tradiții românești, ai ajuns cu ele până în America. Mi se pare, adică, mi se pare ceva ireal, mie, român, mi se pare ireal să iei atât de multă mâncare și atât de multe produse aici la noi și te duci cu ele tocmai până la ăia care, da, fac colecție de cartușe, de glanțe. Păi, e simplu. Români sunt și în America. Câțiva. Și o să fii surprins câți mai sunt. Da. Și mai e o chestie. Varză și mici cu portbagajul în America, nu poate să ajungă. Facă și motoul și la coastă, la Atlantic. Nu poate să ajungă. Și atunci e clar că... Vorbim de America acolo, eu cu totul și cu totul altă piață. Acolo, ce să-ți dau un exemplu, nu știu. Anul trecut, când am fost prima oară într-o vizită de piață, m-am dus într-un magazin și chiar l-am rugat pe... Nu mai țin minte ce era. Ce naționalitate? Parcă era un turc, avea un magazin și a zis, mă, pot să pun și eu întrebări la 2-3 clienți de ai tăi? Da. A plecat clientul cu borcanul de zacuscă, dar nu ca noi în România la 220, 250, 300, cu borcanul de 700, de 900 de grame. Kilogram. Și îl întreb, mă, friend, ce faci tu cu ăsta? Că vorba aia, nu... Român nu ești, bulgar nu ești, moldovean nu ești, exact. Nu ești din zona asta noastră care a început postul și gata. Mâncător de zacuscă. Mai zacuscă. Și dacă îți spun ce mi-a zis, spreadable pe pizza. Da.
Deci da. Când auzi spreadable pe pizza în America... Deci asta e cea mai bună invenție de pe planetă. Spreadable. Se iei la cusca și s-o întinzi pe pizza în loc de ketchup-ul ăla ordinar. Tu în loc de... Îl și vedeam pe ăla. Două margherita. Cu ce pizza? Margherita. Că pun eu zacuscă, că pun eu lucruri, că pun eu toate treburile de genul ăsta. Mamă, așa că America e piața tuturor nebunilor. Nu e simplă. Până la Madrid, în 3 zile, dacă te superi, fugi repede cu un borcan de murături. Până în America, ți-a 2 luni doar ca să înnoți, să treci oceanul, dar e altceva. Da. Rămânem deocamdată încă ancorați în Europa, că asta e baza, asta e toată ce înseamnă partea respectivă, dar chiar vorbeam cu niște colegi că ne-ar mai trebui Australia, știi, că fusul oral, ca și Revelion, știi? Artificiile au venit la Sydney, s-a dat cu artificii, știi, și se închide pe partea al Los Angeles, știi, ca tot ce înseamnă departamentele astea de suport, nu știu, IT, marketing, contabilitate, dar ăștia să nu doarmă deloc, știi, să fie la cât o să te trezești. Păi nu te mai trezi, la, stai aici, dacă vrei să te culci tu și stai la Madrid, ăla din Australia e deja în bună dimineața. Nu merge sistemul! S-a blocat sistemul. Apropo de chestia asta, cât de mult depindeți voi în clipa asta, ca și business, ca și model de business, de tot ceea ce înseamnă infrastructura IT și infrastructura de sisteme de vânzare? Sau, nu știu, hai să o zic pe limba oamenilor. Programe cu ajutorul cărora voi vă desfășurați activitatea. Cât de mult depindeți? În proporție de cât? Păi, dacă tu îmi dai mâine o locație bună, eu cu un laptop și o conexiune la internet deschid o firmă. Așa. Cred că, nu știu, fără să exagerăm sau de astea, eu cred că într-un an, sau hai, 2 ani de zile, o să facem inclusiv picking-ul la nivel de artificial, ca să zic așa, la nivel de roboțel, dar în rest depindem 100% de tot ce înseamnă chestia asta. Adică dacă cineva vrea să-mi facă mie rău, scoate din priză. Dar și pentru asta avem vreo 3-4 backup-uri, că s-au întâmplat de-a lungul istoriei ca cineva să se împiedice și un dorel să... Asta mă duce pe mine la următoarea idee. Știi că noi doi vorbim tot timpul de foarte multe chestii care în realitate nu se vor întâmpla niciodată, dar cumva e frumos să exersezi și să iterezi niște idei, astfel încât să fii pregătit la un moment dat dacă s-ar întâmpla ceva rău. Și eu de vreme încoace, având în vedere că inteligența asta artificială a ajuns să fie parte nu că din viața noastră, dar din punctul meu de vedere, azi, mâine nu o să mai ai nevoie de designer, de social media manager, de copywriter. E acolo. E foarte aproape. Adică gândește că noi vorbim de o evoluție care s-a întâmplat în ultimele 4-5 luni de zile, nu în ultimii 10 ani de zile. Ceea ce e... Chat AI. Câți followeri a avut în prima săptămână? Ei au reușit să atingă 1.000.000 de subscriberi în doar 6 zile. Prin comparație, lui Facebook eu la vreun an și ceva. Păi, despre ce vorbim? Adică, da, e clar o nevoie în direcția asta, e clar un element de noutate, dar altceva vreau să întreb. Eu lansez provocarea asta tuturor oamenilor de afaceri pe care cunosc, care au business-uri sănătoase, evident. Și spun așa. Cum ai putea să faci, sau dacă e posibil să faci, ca business-ul tău de mâine să nu mai fie dependent de tot ce înseamnă internet? Păi te întorci la origine. Și crezi că ar funcționa la fel? Adică ai avea instrumentele și procesele necesare să poți, de exemplu, să nu mai depinzi de o comandă pe internet, ci efectiv să ajungi arăși în faza în care îl suni pe revânzătorul tău din Madrid, suni transportatorul. Crezi că ar mai funcționa în ziua de azi cu atât de multă tehnologie? Ar funcționa, dar nu pe distanțe atât de mari. Asta e clar. Practic, faptul că noi vindem în America și că vrem să vindem în Australia și că am vândut în Dubai deja sau un lucru de genul ăsta, e pur datorită internetului. Adică, uite, hai să-ți dau un exemplu. Știi foarte bine, noi participăm la tot felul de târguri de astea expoziționale, internaționale, că vorbim de Dubai, că vorbim de Madrid, că vorbim de Summer Fancy la New York, toate astea. Unele dintre ele nu mai faci nimic altceva decât să socializezi sau poate să afli ceva, domne. Te duci la networking. Morcovul mai degrabă, cu chestia asta sau te duci la un networking sau vrei să scutești 5 zile de călătorie prin România și găsești pe toți adunați într-un târg și stai în 3 ore și ai făcut toate lucrurile astea. Apare ideea în care ai dat un search pe Google și ai aflat orice. Ai făcut un lucru de ăsta. Eu nu cred că există, nu văd de acum înainte fără tot ce înseamnă tehnologie, fără tot ce înseamnă lucruri de genul ăsta. Decât dacă vrei, nu știu, suntem o sectă din America, ne închidem în grădină la noi și vrem să facem toate lucrurile, toate nebunile ca să ne iasă bine și ne descurcăm. Dar nu te mai descurci să ai o expunere pe
trei continente, să faci tot ce înseamnă lucruri de genul ăsta și să le faci și în viteza în care le faci și să totuși să nu uităm că toate lucrurile astea au un termen de valabilitate. Da? Corect. Și trebuie să te miști repede. Corect. Și trebuie să le duci și cum trebuie. Și trebuie să și monitorizezi că au ajuns cum trebuie și trebuie să și primești niște documente înapoi și trebuie să vezi că s-a și întâmplat feedback-ul ca să-l primești, să-ți dai seama dacă e bun și toate astea se întâmplă în, nu știu, 3 zile, 4 zile. Corect. Și lucrurile astea nu le faci decât prin tot ce înseamnă platformă și infrastructură în spate, bazată pe Sfântul Internet. Eu cred, și e credința mea personală, și nu ia bine. E, cred că asta e una dintre bucățile alea de le tai, după aia le pun pe TikTok și după aia urmează hate-ul ăla de calitate. Eu cred că maxim 10 ani de zile cineva o să scoată internetul din priză. Eu cred foarte tare în chestia asta și am și adică o să și raționez ceea ce spun. N-am ajuns la concluzia asta. O să fii băiele sau de ce? Da, bine. Mai nou există internet prin lumină direct și e deja o chestie e reală. Acum 6 ani de zile ne uitam și ziceam că e magie. Acum nu. Există și reală. Dar la ceva vreau să mă refer. Dependența asta a noastră de internet va ajunge la un sfârșit ca orice altă dependență. Știi că niciun lucru în exces nu duce la... Da, exact, curba lui Gauss. Ei, toată chestia asta, ca să parafrazez un pic și ca să bag un pic de optimism, dacă o să se întâmple ceva, cei mai câștigați o să fim noi românii din toată chestia asta. Nu e clar. Pentru că noi, crede-mă, ne descurcăm. Uite, îți dau un exemplu. Un șofer... Hai să nu-i dau nația, dar nu e spaniol, înțelegi? Face pană pe autostradă sau pățește ceva la mașină. Cheltuie 2000 de euro cu car service, cu toate trebuie să rezolve, iar dacă pățește asta cu un românaș de al nostru, bă, l-aș cere scuze că întârzi 10 minute și o rezolvă. Deci nu, chiar dacă vorbești de toate, nu știu, mașinile nu automate, ai văzut nici mai o oglindă pe exterior, oglinda pe interior, e diferent. Știi cum e vorba aia? Lasă-ne 3 ore, ne-am obișnuit cu ea și după aia o rezolvăm noi fără nicio problemă. Corect. Și eu cred din punctul ăsta de vedere că noi avem un avantaj concurențial, adică în momentul în care o să scoată internetul din priză, o să ne facem noi un romnet. Romnet. Romnet, în care se vorbească doar vasluiana. Da, chiar, ia vezi pe Romnet, e luat pe site. Păi, un clip asta. Intră la prietenii de la Hostico, apropo, vreau și eu banii aia de reclamă, intră la prietenul de la Hostico și rezolvăm instantaneu. Mă întreabă aici, IU, cică, care este cea mai neobișnuită și amuzantă și amuzant tip de mâncare pe care l-ai prezentat în afara țării? Adică, ce mâncare tradițională românească ai prezentat-o tu undeva vreodată în fața unui potențial client sau unui client străin care nu avea legătură cu tradițiile noastre românești și lui se părea foarte amuzant? Dacă ți s-a întâmplat, dacă nu putem să dăm skip. Băi, știi care e toată chestia? Orice îi face, dacă nu vorbești de sarmale, e maxim, știi? Să-i zici lui ăla că e carne tocată, că e și cu orez, că e și învelit într-o varză, că și fierbi sau îl coci sau lucru de genul ăsta... l-ai blocat. Pentru că indiferent ce ar face, ei nu asociază cu nimic în bucătăria lor. Nu există, n-ai ce să faci ce lucru de genul ăsta. Bine, dar ne-am dus la sarmale, iar sarmale așa. Ia tu zi. Ia șorici, explică-i tu, oricui vrei. Tu, că asta e piele de porc. Asta e piele de porc, știi? Și e și gustoasă și toate punctele astea, înțelegi? Adică, și asta nu îl explici. Dacă vrei să-l faci pe unul curios, îl lași să mănânce și după aia explici ce mănâncă, ca să zică, a, oleu, cum, așa ceva, ce una, ce alta. Pentru că, eu spun, sunt fabrici în afară care nu au ce să facă cu produsul ăsta. Iar cu șorice. Cu șorice. Iar pentru noi este o delicatesă. Păi chiar este. Și ține-te aproape că apare șoriciu expandat pe care o să fie numai bun, fără informații prea... Stai. Cum adică șoriciu expandat? Pentru mine expandat e, eu mă gândesc la pufuleț, la ciocolată. Chipsuri. Da. Chips de șorici. Și o să fie ingredientul principal și doar ingredientul principal, șoriciu. Ați aflat prin altul la inteligența digitală ce fanii să vorbesc cu șoriciu în gură? Bine că n-ai vorbit cu micul. Dacă vrei, poți să vorbești cu micul în gură, dar mici expandați nu o să apară? Testăm. Deci începând din 2024, în orice benzinărie lângă voi, la suprapreț, nu o să mai cumpărați Chio Chips sau Lay's cu jumate punga goală, o să cumpărați șorici. Ai zis Chio Chips? Nu, n-am, nu, Chio Chips. Ce să ia Chio Chips? Lay's, nu știi Lay's? Nu. No. Păi știi cum te-ai angajat la Lay's? Cum? Dacă ești capabil să vezi jumătatea goală. Ai văzut vreo pungă de Lay's care să fie mai mult de jumătate plină cu chipsuri și nu cu aer? Adică, man, nu există. Da, e mare.
Da. E mare. Bine, eu dacă ar fi după mine, aș interzice mizerile astea de pe piață, adică... Uite, ia șorici. Păi da, șorici. Apă și sare. Prefer să mănânc șorici. Apă și sare. Și dacă ai o problemă și nu vrei să ții diete, vrei să ții lucruri de genul ăsta, șorici expandat. Nu l-am inventat noi. E deja prin piață, în alte... Dar nu contează, e noutate. Lucruri de genul ăsta e și o să vină destul de repede și în România. Sper să-l aducem noi șorici expandat. No. Pentru că e un trend, e o chestie, e un lucru care... Toată ziua cauți pe net, vezi, vreau să slăbesc, vreau să fac nu știu ce, vreau să fac nu știu ce. Dar totuși, după aia, știi cum e, vreau să miroase gura porc, știi? Atunci, bani șorici expandat. Deci asta e cea mai bună. Cu ce ai slăbit, dragă, 30 de kg? Am mâncat șorici. Se vede după tine, ești un pic cam... Da. Să dai cu murături. Vreau să întreb alte chestii. Uite, voi faceți 10 ani de Balcanica. De fapt, nu, tehnic vorbind, nu faceți 10 ani de Balcanica. Noi filmăm treaba asta înainte ca ei să facă 10 ani de Balcanica, dar tu o să o vezi fix după ce au făcut ei 10 ani de Balcanica, dar nu contează că e relevantă întrebarea. O să fie mai. O să fie mai. O să fie mai. Mai, mai. O să fie mai. Apropo, o să mărim pasul un pic la... Păi uita la mine, orăt. O să fie mai. Nu, trebuie să le dăm un pic mai repede, pentru că am observat că există o diferență foarte mare între episoade și așa că o să vă ținem mai la curent decât am făcut-o până acum. Asta după ce cu Sorin mai devreme în episodul anterior ai zis, nu mai filmăm, nu mai nu facem. Mai filmăm, gata, oprim tot. Ai dormit și ți-ai zis, gata, nu oprim, îi dăm pe repede înainte. Da, trebuie. Trebuie pentru că sunt... Eu mi-am dat seama că cunosc foarte mulți oameni minunați, la fel ca și tine, care au făcut chestii extrem de interesante și care, din punctul meu de vedere, trebuie zise, dar mai mult de atâta, care pot să împărtășească know-how care nu poate fi obținut din altă parte, nici măcar de la prietenul nostru Căzănescu, că tot vorbeam adineauri. Aș vrea să te întreb, după 10 ani de zile de Balcanica, care e cea mai mare învățătură pe care ai primit-o în legătură cu business-ul, în legătură cu afacerea? Adică, nu știu, dacă ar fi să-mi zici acum, eu să deschid o firmă similară cu Balcanica și tu deja având experiență de 10 ani de zile, la ce mi-ai zice să fiu atent, bazându-te pe experiența pe care tu ai deja? Vrei să-ți vorbesc? Zi una, cea mai important. Nu, că dacă te-a pus să-mi povestești două zile, vrei să-ți vorbesc? Se termină memoria. Da, cât timp avem? 5 ore. Băi, chiar dacă vorbim la inteligență artificială, trebuie să ai grijă de oameni. Adică scopul meu este să mă înconjur de atât de mulți oameni capabili în jurul meu, ca peste un an, dacă o să fie doi, să pot să mă urc într-o croazieră cu copii o lună de zile și fără să mă uit la telefon, fără să mă uit în tabletă, fără să mă uit în lucrul ăsta. Asta nu o să poți să-ți facă nicio inteligență artificială, nu trebuie să-ți facă nimic asta. Poți să faci chestia asta cu un om, poți să faci chestia asta cu 10 oameni. Acum depinde, știi cum e și business-ul tău, e așa sau e așa, sau e un lucru de genul ăsta. Dar e nevoie de oameni, înțelegi? Și e nevoie de oameni capabili. Da, aici apare o problemă. Știi, că eu tot timpul găsesc, apare o problemă. Unde-i găsești? Unde-i găsești? Și doi, cum poți să fii sigur de loialitatea unor oameni sau de tragerea lor de inimă? Eu, de exemplu, în experiența mea la Magic 5, care nu e lungă ca a ta de 10 ani, facem 7. Cea mai mare problemă, cea mai mare provocare pe care noi am avut-o a fost fix asta. Cum să găsim oameni capabili? Și am avut foarte multe cazuri de oameni care aparent erau mega capabili, mega implicați în ceea ce fac și asumați, ce urăsc cuvântul ăsta, asumați, și care s-au demonstrat în timp că ei nu prea erau, adică interesele lor nu aveau legătură cu business-ul, dar nu neapărat aveau legătură cu business-ul. Adică era mai degrabă... Să ai două variante. Ai luat omul capabil, care ești convins că nu va rămâne la tine o viață și atunci, nu știu, cred că media e de un an jumate, doi ani. Ăștia un an jumate, doi ani îi folosești cât de mult poți și încerci să-ți formezi echipa sau încerci să tragi tu cât mai multe informații tu alte, sau te înconjuri de 2-3 oameni care poți să fii sigur că îi ai de suflet, îi ai, chiar dacă nu au nici know-how, nici cunoștințe, nici capabilități, nici... și încerci să pui în ei și să pui în ei și ăștia practic o să tragă de la toți ceilalți. Dar tot timpul o să ai problema cu oamenii, pentru că unii confundă, nu știu, istoric, sau cum să spun, am colegi care i-am de 9 ani și ei vor să aibă cel mai bun salariu. De ce? Da, relația, pentru că am 9 ani, corect. Nu, știi cum e, confundă experiența cu junioratul, cu tot ce înseamnă cunoștințe și capabilități, sau toate lucrurile de genul ăsta. Domnule, a venit ăsta de o lună și îi dai salariul la fel ca al meu. Da, muncește poate de două ori mai repede. Livrează același lucru care livrezi tu. Ce vrei să-ți facă altceva? Care e toată chestia ta? Hai, bucură-te, stai pe lângă el, miroase-l, atinge-l, trage-ți de tras de la el și dacă a plecat el, poate apiși tu pentru
pentru postul ăla și poate faci tu încă un pas înainte. Vezi, acum o să apară haterii aia cu patronii, nu ne plătesc. Patronii e nașpa, patronii nu dau bani. Băi, nu e chiar așa, să știi. Uite, 10 ani, știi, dar fac chestia asta de, nu știu, de 14 ani, plus încă 7 ani în altă corporație, ca să zic așa. Practic doar asta am făcut toată viața. Am fugit întotdeauna de cei care au zis, domnule, că facem, că dregem, că atât ai luni, că atât îți dau miercuri, că atât îți dau vineri, că lucruri de genul ăsta. Frate, un om când l-ai angajat, primul lucru care vrea omul respectiv este să-și încaseze bani. Nu îl interesează pe el că ție nu ți-a plătit ăla sau tu n-ai încasat de la ăla sau tu n-ai făcut una sau tu n-ai făcut ala. Asta e basic. Din momentul în care ai angajat un om, tu trebuie să fii sigur că trebuie să poți să-l plătești. Corect. Înțelegi? Corect. L-ai plătit, după asta începi să emiți pretenții, să emiți lucruri, să emiți tot ce înseamnă lucruri de genul ăsta. E clar, ok, l-ai, păi nene, îți dau banii ăștia pentru asta. Asta, să faci toate lucrurile de genul ăsta. Și de asta revin. Revin la tot ce înseamnă partea de. Dar și mai fain este să încerci să fii cu un pas înaintea celorlalți. Să-ți dai seama, bă, ce o să urmeze. Dacă mâine ar fi să tot ploieștiul să facă toată chestia asta, să facă toată lucrul ăsta, ce ar trebui să facă? Noi, pe exemplu, în grup, noi am avut vreo două mari schisme din astea, ce facem, ce lucru, ce trebuie de genul ăsta, pentru că nu e o neștiută sau o nechestie de genul ăsta, facem parte oarecum dintr-un grup, ca să zicem așa, avem alți colegi care sunt în Bulgaria, alți colegi care sunt în Spania, alți colegi care sunt în America. Multinațională, voi. E multinațională, pentru că suntem patru oameni mari și să știi că e singurul moldovean care îmi place, adică asta a fost cu corazon. Și acum bucovinean. Zici bucovinean, mă scuz. Auzi, mă, știi că moldovenul poți să le zici moldovenii, sunt bucovineni. Bun, ești mă bucovinean. E Moldova. Moldova, Ardeal. Cât timp avem? Nu, Brăila nu e în Moldova. N-am zis noi. Stop this hate. Nu, nici Buzău nu este în Moldova. Bă, pe bune, adică serios. Da, măi, de la McDonald's încolo. Păi dar nu, dar au luat o planetă razna. Da, măi, de la McDonald's încolo. Deci când mai au Brăila e în Moldova, unde e tati Brăila în Moldova? Dar Galație. Da, 15 km mai la dreapta. Bravo, mă. Nu e. Iașu e Moldova, Suceava e Moldova, Vasluiu e Moldova, Oneștiu și Bacău, se știe. Galațul e... Vizitați mausoleul de la Mărășești. Da? Da, apropo de chestia asta, știi că ăștia când au pus Galațul acolo, au greșit. Eu nu glumesc cu treaba asta. Trebuia să-l pună lângă Craiova. Că au exact aceleași particularități, adică nu. Hai că îmi pierd ideea, că am zis cu toată partea aia, privește. Și acum întrebarea e, ce-i prima, Craiova sau Galați? Din punctul meu de vedere... Constanța. București. Fericeni, ori îți place, ori te temi. Revenim. Titan. E fain să poți să-ți dai seama să fii cu un pas înainte de ceilalți, înțelegi? Și ziceam la varianta că facem parte din mai multe companii, mai multe chestii, mai multe lucruri de genul ăsta. Am avut de-a lungul istoriei câteva frame-uri din astea în care trebuia să decidem ce facem. La un moment dat ne-a fost simplu ca să eliminăm un competitor, a fost să-l cumpărăm, că era cea mai bună variantă la momentul respectiv. Cea mai la îndemână, corect. Nu era cea mai la îndemână, cea mai costisitoare, dar a fost una dintre deciziile bune la momentul respectiv, știi? Se întâmpla pe piața din Spania și discutam la momentul ăla ce să facem, să mai păstrăm încă o firmă, să mai păstrezi încă o firmă, să faci ceva, să faci altă. Nu, dacă vrei să faci ceva, gândește un master plan pe 20 de ani de zile măcar. I-auzi. Și ține-o straight. Nu te pune pe jumătăți de măsură că mai fac asta, că cartofii fac pe o firmă, că murăturile pe o altă firmă, că alte. Eu mă uit la concurenți de ai mei care au cifre de afaceri de 3 ori mai mare decât a noastră, dar au 4 firme și vând între ei marfă, știi? Și chestii, dar dau bine în cărți, dau bine în manuale și... Da, păi dublează și triplează niște cifre de afaceri, dar nu mută bani, mută bani din este în dreapta. Știi, dar mai vorbesc cu furnizori și îmi zice, și îi mai întreb eu, cum mai, ăla cât mai cumpără? Păi ăla nu mai cumpără. Păi de ce nu mai cumpără? Păi nu se mai cheamă Gigică SRL, se cheamă Vasile SRL. Și dai seama că făcând tot felul de chestii de genul ăsta, revii la noțiunea care o zic eu. Din păcate, business-ul în care fac eu e multă bisniță. Și atunci când revii la bisniță, faci plan pe un an, doi ani de zile sau pe o jumătate de an. Dar ăla probabil peste noapte nu se supără dacă el a închis și a plecat mai departe, pentru că el a pus suficient bani la buzunar, trăiește bine și ai decizia. Nu, vrei să faci o chestie, ai grijă la oameni, îți vezi ca să poți să fii tot timpul măcar
marc un pas înainte de ce se întâmplă cu ceilalți, ceilalți. Apare șoriciul expandat, nu știu, varza trebuie să o îmbui, frate, nu mai merge varza la butoi. Hai să o ambalezi. Cum o ambalezi? Băi, să nu curgă, să nu-ți miroase, să nu-ți fie rușine, să o care în poșetă, să-i faci ce vrei să-i faci, ce lucru de genul ăsta. Și fă-ți un master plan pe termen lung. Să o care în poșetă. Să o care în poșetă. Susțin cu tărie atât viziunea, pentru că asta înseamnă de fapt să vezi care e următorul pas, dar și mai mult susțin ideea de master plan. O chestie care, din punctul meu de vedere, le lipsește tuturor antreprenorilor la început de nu și recunosc fără niciun fel de rușine. Și mie mi-a lipsit în primele câteva luni de zile. Nimeni, nu s-a trezit nimeni luni dimineață, firma a deschis-o duminică și luni dimineață a zis gata, eu vreau să fac cincinalul meu, e ăsta, pe următorii 724.000 de ani. Nu, dar nu nota așa o viață întreagă și după aia te super de ce te-a luat valul, știi? Eu mi-am făcut niște planuri, uite, apropo de chestia asta. Măcar în prima etapă a vieții. Eu cred că e sănătos pentru oricine care se apucă de orice fel de business pe lumea asta, nu pe 20, 20 de ani e mult. E un lifespan foarte departe. 20 de ani a venit după 5 ani. Da, dar din punctul meu de vedere, măcar 5, 5 să fie minimum și undeva la 10 ar fi idealul să ai un plan despre unde anume trebuie să te duci. Pentru că dacă nu reușești să ai planul ăsta, unul, tu nu o să știi ce să comunici în primul rând cu oamenii pe care vrei să îi tragi după tine împreună în planul ăsta și doi, tu nu o să ai obiective. Și mai mult de atât, iarăși, acum eu spun de la mine, știi? E foarte important să fii capabil să pivotezi extraordinar de repede. Ultimii ani de zile, pe noi, și știu că am avut cu tine extrem de multe discuții pe tema asta, fix pe tema asta. Eu cred că după ultimii ani de zile în care criză, COVID-el, s-au întâmplat foarte multe din punct de vedere economic, din punct de vedere social, din punct de vedere a felului în care transportăm bunuri sau din punct de vedere a felului în care comunicăm, au reușit să mai reziste și să mai prospere doar cei care au fost capabili să pivoteze extraordinar de repede. Hai să-ți dau un exemplu de pivotare. Toată lumea a pivotat când a fost pandemie și a livrat cu portbagajul. Înțelegi? Dar după ce a dispărut pandemia și a venit războiul și a zis gata, stop, deodată nu mai e virus ache, e bombache, toată lumea după aia a zis hai că nu mai car cu portbagajul, că nu mai merge cu portbagajul. Ei, uite, noi am rămas la căratul, dar n-am cărat niciodată cu portbagajul. Într-adevăr, chestia de a livra B2C pentru noi a fost un plan de vreo 3-4 ani de zile. Venim pandemia, am accelerat-o extrem de rapid, da, pentru corect. Că era nevoia la momentul respectiv. V-ați făcut o platformă în câteva săptămâni și v-ați apucat să livrați la... Nu, platforma a devenit vizibilă în câteva săptămâni, dar ea a fost în spate an de muncă. Adică era gândită, doar la fost momentul. Exact, a fost momentul, băi, dacă pierdem avionul acum, s-ar putea după aia să mai ratăm altă șansă. Fii legat de pivotat, de lucruri de genul ăsta. Crezi că se nasc pui de români, da, în, nu știu, în America. Ăla nu mai are nicio treabă cu șorici, cu varză, cu mici. Ăla e direct cu burgeri, direct cu chipsuri, direct cu toate lucrurile de genul ăsta. E clar că piața noastră și piața noastră se modifică într-un fel sau altul. E ca și masa asta, știi? Câte picioare are masa asta? În clipa asta trei, că pe omul țin eu cu... Măcar are trei, înțelegi? Trebuie să fii măcar, știi cum e, ancorat în realitate pe mai multe planuri, știi? Ne dăm seama că în 15 ani probabil piața asta noastră se va restrânge într-un fel sau altul. Și nu stăm degeaba. Uite, varza o găsești în România deja. Murăturile le găsești în România, la raft. O să fii surprins. Wow, ce bune sunt murăturile care le mănâncă ăia din Marea Britanie pe raft la un supermarket din România și ce frumoase cifre și ce discuții am cu eu. Băi, tu începi să fii cam mult din cota mea de raft. Hai să mai gândim ceva, să mai facem ceva. Adică trebuie să fii un pic și în ideea asta, să vezi ce se întâmplă în piață, să scoți un pic capul din acvariu și să te uiți un pic să vezi unde migrează lucrurile, unde migrează toată chestia. Vorbim de livrat la clientul final, dacă ai și tu tot felul de proiecte, tot felul de lucruri de genul ăsta. Recomand pe toată lumea să încerce să livreze la clientul final dintr-o singură chestie. Frate, scap de filtrul ăla care îți pune ție produsul în piață. Da? Că e Gigică Vasile care are magazinul, că e supermarketul care te plângi că ți-a nu știu ce sau nu-ți face nu știu ce alte. Încearcă și testează-ți produsele tale direct către consumator și vezi ce zice consumatorul. Îți zice bea, îți zice e prea scump, îi zice e prea bun, îi zice prea alte, ca după aia să știi în ce să pompezi, în ce să alte. Că noi n-am pus primul produs în România varza murată pe raft, că așa ne-am trezit noi, că am vrut noi varza murată, că am vrut lucrurile de genul ăsta. Nu, dar diferența de produs între ce găseai în piață și produsul ăsta care e așa, e aproape infimă, doar că el e ambalat și are toate noțiunile necesare ca să poată să meargă cu poșeta și e testat, e mega testat pentru toate bucătăriile, pentru toate lucrurile de genul ăsta. Așa a funcționat și atunci testează un produs și după aia vine pe toată chestia asta altă.
Și lucrați, fraților, cu site-uri care livrează, le aduceți produse, faceți. Du-te direct la client acasă. Du-te la el acasă. Până dimineața, vă place micul meu? Nu vă place micul meu. Ce trebuie să fac să-l fac mai bun? Ce trebuie să fac altfel? Da, dar vezi, mulți n-au răbdarea asta. Nu, e procesul ăsta de trial and error, de încercat și de optimiza. Faci mâncare, vină la mine. Am eu răbdare. Tu da. Am eu răbdare. Da, tu de-aia ești prietenul meu. Alții, marea majoritate, nu au răbdare. Dreptul mare, ei nu sunt prietenii mei. Marius, stai un pic. Le-ar și arăta să-mi place. Nu toată lumea trebuie să... Știi cum e, nu? Corect, nu toată lumea trebuie să fie prietenii mei. Nu. Nu, mai e o chestie. Băi, fraților, avem nevoie și de casieră la supermarket. Corect. Avem nevoie și de toate lucrurile de genul ăsta. Nu toată lumea trebuie să iasă cu produsul gata, am făcut cârnații, mă duc cu ei și eu sunt la piața la obor și vreau cel mai bun spațiu și toate lucrurile de genul ăsta. Am, dar de unde crezi că nevoia asta? Noi am observat-o, apropo de chestia asta, scuze-mă că te întrerup. Bine, și după aia vreau să te întreb ceva ca să te iubească prietenul tău, George Simion, de la Partidul Argint. Chiar trebuie să te întreb. De unde crezi că a apărut nevoia asta, identificată mai mult la român, ca tot timpul să creștem? Noi cumva toți suntem o nație de manageri. Mi-aduc aminte că eram în facultate la sociologie și m-a întrebat doamna cu care făceam laboratorul, ce vreți să vă faceți când o să fiți mari și să terminați facultatea asta? Și eu, na, fiind cu Z, ultimul în catalog, vine-te-ți la final. Deci înaintea mea toți erau manageri. Ba manager la resurse umane, ba nu știu de care, doi își făceau vreo firmă, altul deja era cumva angajat pe companie. Și eu am zis la final, am zis, bă, dar eu, serios, adică auzindu-vă pe voi, eu nu o să vreau să fiu manager. Eu vreau să mă angajez pentru că o să fiu extraordinar de bine plătit, tocmai pentru că sunteți prea mulți manageri și atunci o să fie un shortage, o lipsă de profesioniști. Și ce să vezi? De la momentul 2005 când a zis o treaba aia până astăzi noi chiar trăim pe pielea noastră exact ceea ce ai zis atunci. Toți sunt manageri, toți sunt șefi, dar nu mai are cine să muncească. De aia, ca să găsești un instalator bun... Caută-te un inginer acum. E mai tricky acolo. Găsești, dar... Na, nu găsești. Găsești, dar doar cu titlul, mare majoritate. Găsești, dar nu știi ce să facă cu priza, știi? Aș zice eu niște chestii, dar aș zice niște chestii, dar după aia mie că sunt ploie, se supără domn profesor de la UPG pe mine. Băi, toată lumea, lasă-mă să încerc. Știi că nu există hidrauliști în România? Și nu glumesc când zic treaba asta. Apropo, că uite, aici ai hidrostor, da? E un motiv pentru care stii crescut. Eu sper că nu vorbesc prostii, dar acum câțiva ani de zile revenim la discuția noastră cu Pufuleț, discutam cu Cătălin de la Pufuleț și îmi spunea că cea mai mare problemă, noi la un moment dat am vrut cu el, hai să deschidem, să facem, băi, ne costă mult să-i cărăm, să-i livrăm, să-i alte, hai să facem un punct de lucru undeva. Da, să-i produci mai aproape, în proximitate. Mai aproape, să-i mai produc mai alte. Și mi-a zis, bă, avem două mari probleme. Unu, 1000 de oameni ai nevoie ca să facă chestia asta și doi, la mână ai nevoie de niște scule care trebuie, deși vezi tu pufuletele simplu, dar se uzează, toate care taie, toate care lucruri de genul ăsta. Dacă nu mă înșel, el are unul dintre cele mai performante strunguri din partea asta a lumii, ca să zic așa. Plecând de la noțiunea în care omul a zis, bă, mie îmi trebuie zilnic să ascut cuțitul ăsta, să-i fac ceva altă, omul și-a făcut o divizie, un atelier specializat, toate lucrurile de genul ăsta și acum livrează și pentru alții, că asta înseamnă să fie antreprenor până la urmă. Trebuie să dăm un pic de context, că oamenii au pufuleți în derâdere, la fel cum am făcut și eu. Până au aflat că piața pufuleților este una dintre probabil cele mai importante piețe din punct de vedere financiar, alimentare din România. Tu vezi pufulețile cum îl vedem noi la sac, așa, da. Când la sac, dar pufuletele nu-i la sac. Poate fi la tir. Poate să fie frumos, poate să fie în cutie, poate să fie cu cravată, poate să fie cu cașcaval, poate să fie cu e-h-h-h, și putem să diversificăm o grămadă, că tocmai asta e ideea, să fii open mind, să faci murături. Tu vezi aici un borcan de murături, dar astea sunt și ambalate, și feliate, și în bucățele, și în saramură, și în oțet, și în ce vrei tu, și ce Dumnezeu. Bob? Doamne ajută, Bob? Hai cu micul. De aia ziceam, lasă-i să fie antreprenori. Care-i problema? Îi auzi pe toți, mama, abia aștept, abia lucruri de genul ăsta. Și nu doar așa, să-i vezi, tu ce crezi că românul din afară ce face? Deschide repede o firmă, face, mă descurc, eu fac alaltă, până la primul bilanț. Da, dar toți au o nevoie exagerată de a crește. Uite, o chestie pe care am învățat-o eu în ultimii ani de zile este că mai degrabă decât să cauți creșterea asta, care e cumva invizibilă, e o chimeră, da? Mai degrabă cauți să faci un sistem după care să stabilizezi sistemul respectiv astfel încât să ai predictibilitate. Pe mine m-a costat foarte mult să învăț ceea ce tocmai am spus. Cam eu în capul meu, hai să creștem, robiștie. Hai să creștem câți oameni? 1, 2, 5, dintr-o dată am devenit 17. Stai un pic, că taxele și salariile pentru 17 oameni nu sunt la fel ca pentru 3 oameni. După care, una e să organizezi 17 oameni și să-i lași pe ei să organizeze între ei și alta e să se organizeze 5 în care ai încredere. Și la un moment dat, după ce am băgat mâna adânc în buzunar... Și după ce mai mult de 10 oameni. Da, corect.
Ideal, că conform cărții și tind să cred treaba asta, este să ai echipe de maxim 7 oameni în care unul îi conduce pe ceilalți 6. Sau măcar nu îi conduce, îi organizează. Că asta îl conduce o mare tâmpă. Și asta e comunistă, e română. E românească. Vreau să te întreb o chestie. Ți-am zis că, ca să te iubească prietenul tău, George Simeon, de la Partidul Argint. Ai zis mai devreme o chestie cu care rezonez foarte tare, și anume faptul că în afara țării, în clipa asta, sunt extrem de mulți copii români care ei, de fapt, mai sunt români doar cu, nu știu, cu istoria, cu buletinul. Pentru că ei, în realitate, nu mai au niciun soi de treabă cu România. Nici din punct de vedere al limbii, nici din punct de vedere a obiceiurilor alimentare sau a obiceiurilor în sine, și nici din punct de vedere a educației. Și vreau să te întreb, crezi că acești copii care acum sunt copii și vor deveni oameni mari la un moment dat, vor juca un rol în dezvoltarea țării noastre sau pur și simplu o să fie niște oameni care pur și simplu o să fie integrați în societățile în care îi trăiesc și atâta e? Ei o să fie integrați în societățile respective, pentru că de multe ori știi ce se întâmplă, nici părinții lor care i-au născut pe unde i-au născut nu vor să mai se întoarcă, nu mai au de ce să se întoarcă, sau când a fost pandemie, au fost N motive pentru care românii s-au întors, înțelegi? Dar au dat cu capul, întorcându-se în România, nu știu, poate sistem de sănătate, poate sistem de, ok, a avut o firmă acolo, a vrut să o transpun aici. Păi, unde te duci după asta? La finanțe. Du-te la finanțe și încerci să faci toate lucrurile. Când el e învățat simplu, pune-ne, Uncle Google, dai un search, vreau să fac asta, poftim, de două ori enter și poate primești un document care trebuie să-l semnezi. În România nu e așa, înțelegi? Și atunci, practic, și noi, ca și organizație de țară, ca să zic așa, oarecum îi respingi pe toate chestiile astea. Sau nu înțeleg de ce nu încercăm să copiem cum e afară. Cum eu zic la toată lumea. Băi, fraților, duceți-vă cu trenul în Italia, mă. În Italia, ca să te duci cu trenul, ți-ai cumpărat bilet și ca să intre pe peron, trebuie să bagi ca la metrou. Trenul, bai bilețelul și doar tu intri acolo. N-ai controlor pe tren, n-ai naș pe tren, n-ai bacșiș pe tren, ca să nu zic șpagă, nu ai vagabonți în aici tren, putem zice n-ai ce vrei tu, n-ai ăla care a făcut pipi la colțul vagonului, n-ai nimic, frate. Și totul e de ce? Pentru că e folosit doar de ăla. E ca la avion, frate, ai plătibile toate. Cât costă? Băi, sunt niște turnicheți, pune niște turnicheți la fiecare intrare pe peron. Turnicheți, vezi că oamenii nu știu ce să ia tu. Ștourile alea de se învârt când intri la metro. Turnicheți, vii tu cuvinte periculoase, să vede că ai citit. Eu îți garantez că 80% dintre, dacă noi doi acum mergem pe stradă și luăm primul gigel care trece pe lângă noi și îl întrebăm ce ala un turnichete. Păi da, mă, dacă mergem metro, o să zic București, că care merge cu metro, știe. Păi da, în București, dar vezi că București nu e România. Deci, mă enervează de ce și prietenul tău, turnichet, George, nu merge în afară sau dacă a mers în afară, nu... Frate, a inventat unul roata. Adu, frate, și pune-l în vrei tu să inventezi tu iarăși roata, să faci toate lucrurile de genul ăsta. Și plecând de la exemple de genul ăsta, uite de ce românul nostru nu mai e român și așteaptă să-și ia cetățenia și să facă alte chestii alte. Dar uite, îți dau exemple și de inversul medaliei. Până acum un an de zile am avut o ambasadoare în Spania, ca să zic așa, o sărmână doamna Dancău. Sărmână doamna Dancău. Doamne ajută. Una dintre cele mai dedicate persoane din tot ce înseamnă parte de corp diplomatic. Vreau să spun că în fiecare sâmbătă la ambasadă aducea, știi, ea a adus cu arcanul? Da. Aducea copiii cu arcanul. Da. Băi, vă dau ceva. O ciocolată, un suc, vă dau ceva, doar veniți. Îi aducea ca să facă cu ei un pic de limbă română, să facă cu ei un pic de dansuri, să mai facă o chestie de genul ăsta. Hai să facem un 1 iunie, ce le dăm? Să le dăm ceva, ca să vină, adune în chestie de genul ăsta. Înțelegi? Deci mai există și oameni de ăștia care... Păstra, practic, o legătură vie între origini. Să mai au de copii, cine-i Brâncoveanu și nu doar de la tata din... Cămara că a deschis, opa! Uite o carte! Uite o carte! Cine-i? Unul, cine-i altul? Acum, din câte am înțeles, dumneavoastră, acum e ambasadoare pe tot ce înseamnă parte de Italia și face același lucru. Deci eu am întâlnit... Hai să multiplicăm pe doamna, adică ăsta, da, e un exemplu foarte pozitiv. Deci, așa ar trebui să întâmple. Extrem de surprins. Uite, auzeam mai devreme, zilele astea, la radio, a făcut o chestie cu... Nu știu, a primit nu știu ce copii din România care au făcut un schimb de experiență cu Erasmus în Italia. I-a primit în persoană. Și a zis, domnule, e minunat să poți să primești la ambasadă, să poți să primești la lucrurile de genul ăsta. N-au prea multe exemple de genul ăsta, înțelegi, prin toate țările, prin toate lucrurile de genul ăsta. Bine, mai e și chestia aia. Cred că noi, consilieri economici, avem vreo 50 sau 60, dacă nu mă știu. S-ar putea să aberez cu numărul ăsta. Dar sunt infim de puțini care ăștia trebuie să facă și import, și export, și conexiune, și tot ce vrei, tot toate lucrurile de genul ăsta. Pentru că, părerea mea, nu se vrea.
tipica în România. Ducem resursele în direcțiile în care nu trebuie, iar unde ar trebui suntem under-resourced. Pentru că dacă ne întoarcem și vorbim de cifre, știi care e cel mai mare furnizor de bani din afara România, nu? Românul plecat, expatul. Nu e expat. Românul, el trimite în continuare... Vreți să dau o idee de 1 miliard de euro? Eu am multe idei. Ce idee. Și o și argumentez. Deci dacă asta se întâmplă, nu că dacă asta se întâmplă, că de întâmplat o se întâmplă indiferent că o faci tu sau că o să facă altcineva, dar eu îți garantez că o să se întâmple, doar că o să se întâmple în următorii 10-20 de ani. Și o să și argumentez. Eu cred că dacă tu ești român, născut din părinți români, dar te-ai născut în America sau în Valencia sau în Londra, tu nu ai fost expus societății din România, nu ai fost expus tradițiilor din România, nu ai fost expus modului de a se întâmpla, din punct de vedere culinar, lucrurile din România. Ce ești expus? La echivalentul de unde ești. Eu cred totuși că tu ai o moștenire genetică. Iar moștenirea ta genetică te va trage, din punct de vedere gustativ, în direcția în care o să ai tot timpul o chemare înspre produsele pe care le-au mâncat strămoșii tăi. Și atunci, iată ideea de 1 miliard de euro. Dacă se întâmplă vreo procent, mai ales că am zis-o pe cameră. Ce vrei, laborator de analiză? Nu. Eu aș face altceva. Eu aș lua micul ăsta. Micul în engleză nu sună bine. Eu aș lua micul, l-aș rebrandui, l-aș adapta un pic din punct de vedere a compoziției ca să fie mai ușor de intrat cu el într-o piață gen Anglia, unde știm cu toții că carne nu prea are gust de carne. Sau aș lua murăturile la fel și nu le-aș pune pickles. Le-aș găsi un nume în ăsta frumos, care cumva să-mi asigură o deschidere către toți oamenii. Și eu cred că cumva și Micu, și Cârnațu, și Varza poate să fie viitoarele trenduri culinare în țări în care nu s-au auzit încă de ele. Da, sau cel puțin pig skin. Cu Micu e, cred că, la nivel de proiect pentru mai mulți producători. Dar sunt mezeluri făcute în România care sunt în Carrefour în Milano. Da, sunt, nu știu, condimente sau alte, inclusiv murături făcute în România, în Tesco, în Marea Britanie. Lucrurile astea. Mă gândesc că noi cumpărăm mozzarella în România și au început să ne placă mozzarella. Asta există, într-un fel sau altul. Doar că noi ne dăm un pic singuri cu stângul în dreptul și când vine cineva și te întreabă... Știi, sunt cele trei argumente care te întreabă orice, nu știu, buyer, ca să nu-i spun într-un fel sau altul. Buyer. Achizitor. Achizitor. Ok, orice achizitor. El te întreabă în felul următor. Șpagar. Nu. Șpagar. Nu. Deci, știi că eu știu pe unul care e achizitor de meserie. El cu asta se ocupă de 20 de ani. Food? Mai greu, în industriale. Și omul a ajuns la faza la care el e angajat acum într-un job. Pe poziția lui nu scrie cu ce se ocupă. Tome, ca să nu știe ăia care ar trebui să intre la fabrica respectivă, să meargă să-i dea șpagă. Hai, mă, că știți că așa e, mă, zici pe bune. Da, ai văzut Marius, un român care Marius, să nu... Marius, nu? Mi-a luat 4 luni de zile ca să am un discuție tet-a-tet. Cu un achizitor. Cu un achizitor în Madrid. Știi cum am primit? Nu știam cu cine mă duc să mă... Știi cum am primit? Am primit un cod pe SMS cu 5 minute înainte în clădire. Am băgat codul respectiv, am așezat la o masă. Și omul mi-a spus în felul următor. Ești brand? Nu ești. Ești inovație? Ești preț? Nu. Și știi ce mi-a zis? Succes. Dar știi ce am făcut? Am plecat acasă și m-am întors măcar să-i răspund la 2 întrebări, nu la 3 întrebări. Înțelegi? Și îți faci tema. Dar românul când se duce și dă de unul de genul ăsta, știi ce face? Îmi zice... Lasă-mă. Lasă că e bine așa. Fraților, n-are nimeni 1000 de metri spațiu linear de raft și zice... Bravo! Ce bine că ai venit! Nu mai e, a murit perioada respectivă. Luptă, frate, crezi în produsul tău, fă-ți-l pe toate părțile, adu-ți-l, toate alte. Și sunt în exemple românești pe tot ce înseamnă chestia de genul ăsta. Uite, știu, am niște prieteni care produc prăjituri. Îți vine să crezi că ei livrează tiramisu în America de Sud, unde e țara lui și tot ce înseamnă toate lucrurile de genul ăsta, dar au făcut vorba lor. Băi, am livrat prima prăjitură după 4 ani de, nu negocieri,
4 ani de mă știau și ei în aeroport. Ați venit, azi sunteți aia cu moștele. Da, înțelegi? 4 ani. Deci, livrează în Australia. Păi despre ce vorbim? Aici e o lecție foarte importantă. Ca picătura chinezească. Păi da, uite, vezi, și asta e, și asta e o lecție foarte importantă, pentru pe care mulți nu vor să pricepe. Scuze-mă, tu ai spus mai devreme. Eu nu înțeleg chestia aia, știi? Vai, e mozzarella. O primim. Cum să nu? Păi nu mâncăm noi mozzarella făcut în... În Ghingistan. În uie, înțelegi? Dar când să avem aceeași întârziere și să vindem, să le ducem cu lucrurile de genul ăsta, o mai lăsăm, că nu știu ce, că una cu alta. Bine, e drept că multe sunt făcute și pe la colțuri și toate, și încearcă și toate astea. Dar n-am o problemă. O să lupt pentru ele ca să intre și să fie acolo unde trebuie să fie. Da, vezi, asta nu pricep mulți. Și cumva, eu, unul dintre motivele pentru care te admir pe tine foarte mult este fix ăsta. Faptul că trebuie să ai perseverență în tot ceea ce faci. În momentul în care, dorești ceva să se întâmple cu adevărat, te duci 4 ani de zile, cum ai zis tu, cum s-a dus omul, cu monstrele. Eu știu un caz din Ploiești care a căutat finanțare și a fost refuzat de vreo 70 de ori. De vreo 70 de ori, în câțiva ani de zile. Adică, din punctul meu de vedere, omul ăla merită un premiu pentru tăria de caracter, de a nu se lăsa bacătură. Nu știu dacă în Spania sau nu știu în ce țară, dacă dai permisul și cazi de 23 de ore, de 24 de ore, nu știu câte ori, ți-l dau pe gratis. Nu, ți-l dau automat și zice, băi, ăsta a fost de atâtea ori, chiar dacă... N-are cum să nu știe. Ăsta știe mai bine, n-a avut. Deci, pe bune, e o chestie de genul ăsta în care dacă te duci de 100 de ori, sigur știi, ai, nu știu, ai un trac tu, ai ceva, o chestie de genul ăsta. Ceea ce e corect. Du-te, frate, crezi în el, du-te cu el, du-te, da, știi cum e în spate, trebuie să fie totul conform, trebuie să fie tot ok, trebuie să fie tot, știi cum e, să nu, dacă vine unul și te ia cu manta, știi, tu să nu stai să tremuri. Da, corect, corect. Eu când am plecat de acasă, de la mine, mama mea este în felul următor, să n-apar la știri, știi că când eram noi mici, erau știrile de la ora 5, mi-a zis, maică, să n-apar la știri, că e rușine, că e lucru de genul ăsta, că e toate alte, și în tren de la Câmpul Lung până la București, eu i-am zis, bă, mie îmi place să dorm noaptea, frate. Da, e mai sănătos. E mai sănătos. Este într-un motiv pentru care banii cinstiți se fac mult mai greu. Da. Păi, se fac. Da, se fac cum trebuie. Doar că procesul este unul mai de lungă durată și ține de... Eu tot zic în episoadele astea, bine, cine are ureche aude, cine n-are n-aude. Dar eu cred că în România, antreprenori din România, 70% țepari, tunari și 30% oameni care vor face cu adevărat ceva. Iar aia 70% caută un De fiecare dată imediat. Promit că nu mai intru cu business-ul în zone de genul ăsta de fast... moving consumer goods. Ultima țeapă, ca să nu zic exemplu, e cu uleiul, înțelegi? Mamă, intră, dă-i, vinzi, nu e ulei, nu e una, nu e alta, chestie de genul ăsta. Și acum mai am vreo 3 paleți care cumpărați la... suprapreț, care acum a căzut pe aia. Frate, fă ceea ce știi să faci. Corect, e cel mai Vrei să știi să faci chestii de genul ăsta, rămâi, frate, la chestii de genul ăsta și pune cărămidă peste cărămidă. Am și foarte mulți amici, prieteni, care fac bani de 5 ori mai mult decât mie doar prin chestii de genul ăsta. Dar ei fac doar chestia asta. Ei miros piața când s-a dus către o chestie de hârtie igienică, cărbuni, ulei, apă minerală sau cealaltă, ei au simțit-o, au contactele, au făcut-o pe loc, știu să înceapă cu o zi mai devreme și știu să oprească cu o zi adică mai devreme. Identifică mai repede o oportunitate pentru pe termen asta, scurt, pentru că doar asta fac. E ca la bursă. E doar asta fac, înțelegi? Da. Asta face. Lasă-l, frate, pe ăla să facă chestia asta și tu fă Corect. Ceea ce știi tu să faci de zi cu zi, dacă ai răbdare. Corect. Și dacă, nu știu, ai un model de business sau ai un model de mentor care ți-a spus pas cu pas. Ușor. Pas cu pas. Aia te. Și vezi ce vrei să faci. Vrei să faci pe termen lung și să dormi noaptea? Faci pe termen lung și să dormi noaptea. Vrei peste noapte să te dai cu BMW-ul? Du-te în altă parte. Vrei să dormi cu degetul cu unul în gură și cu altul la cealaltă intrare? Da, nu e neapărat asta. Nu, eu știu unii care cumva e acum... Și vă salut pe ocazia asta, că știu că vă uitați, ei acum se antrenează și fac așa. Toată ziua stau cu el în gură ca să fie sigur că acoperă toată lungimea gurii și că nu intră niciun pic de aer. Vă știți voi care și eu vă iubesc. Face ce vrea. Bine, nu că vă iubesc eu, să vă iubească alții pe voi. Da? E partea a doua. Ce prieteni ai. Prieteni cu ghilimele. Știi? Sunt unii care, în momentul în care a apărut domnul politician și și-a făcut canala la Jamila, știi, nu?
Oamenii cumva au apărut căutări foarte multe pe Google de Jilava Cake. Și tort cu ciocolată. Ai avut cu aia ultima? Da, da. Mici ala cocoșată? A fost întâi mai, știi? Eu nu mă dau în vânt. Este de genul ăsta, dar știi cum e astea când apar câte unele chiar le remarci, chiar le vezi din toate. Mai am o întrebare de la inteligență. Cică, e atât de inteligentă inteligența, eu dacă ți-aș citi mot a mot ce o scris, la un moment dat o gravează atât de tare în limba română, deci vine să... Îți vine să te duci să-l cauți un pic pe Neapurteanu și să vină să-i arate. Tu ai zis eu că nu. Dar uite, este o întrebare care e foarte bună și e sănătoasă. Nu știu dacă o să știi să răspunzi, dar e sănătoasă. Cică, în retrospectivă, ce glumă bună i-ai spune tânărului Bogdan care abia și începea aventura în lumea afacerilor și care să-i ofere încredere și inspirație pe parcurs? Na, zi o glumă bună lui Bogdan de acum să-și pene. Păi știi că eu nu spun bancuri. Tu nu spun bancuri. Tu le crezi. Vecinii lui Bogdan știu despre ce vorbesc. Vă salut. Nu mai fi la gata. Nu spui bancuri. Nu. Dici în fața camerei. Spun bancuri că le ascunde alea cu bip, bip, bip. Dar ce are că cenzurăm? Vrei să arunc eu primul bolovan ca să fie? Adică, nu e o problemă. Dar stai să-mi notez minutul ca să nu mai caut după aia. Formatul... Păi, dacă e să dăm în retrospectiv, uite ce este acolo, tradiții românești. Da. Pe bune, brandul, sigla, logo, exact așa cum arată ea, bine, un pic retușată după aia de toți cei, mulțumim Magic Five și mulțumim Elto Câmpina, care au fost pioneri la tot ce înseamnă brand. Băi, el a fost creionat la o cafea cu un bun prieten care în continuare colaborez cu el și a ajuns unde trebuie să ajungă, în 5 minute, într-o chestie. Și a plecat de la ideea, veneam frustrat de la o întâlnire cu un producător, care el avea impresia că dacă el produce doi cârnați sau nu era pe cârnat, nu, lactate, am două sana și o smântână, brandul lui înseamnă nu știu ce și înseamnă chestie de genul ăsta. Fraților, brandul tău înseamnă la tine în bătătură, în Ialomița. Mi-a adus aminte, în Ialomița înseamnă la tine, nu știu, unde vrei tu, la Buzău, la Bistrița înseamnă ceva. Da, la Bistrița. Vreau eu să zic ceva de Bistrița. Ma. Haide-mă, primul brand. Păi cine a făcut prima oară cutia de lapte ca să se imite pielea de vacă? Păi cine? Monorul. Păi de Monor vreau să zic. E mișto la Monor. Da, e frumos la Monor. Înțelegi? Și eram efectiv atât de dezarmat. Stai că m-ai făcut curios. Atât de dezarmat și atât de toată chestia, încât ăsta mi-a zis: "Bă, nene, dar nu vrei mă să-ți creezi tu un brand al tău, un lucru de genul ăsta?" Și am zis: "Bă, ce dracu să Da, deci... Zim, dăm o cameră, că vreau să arăt ceva. Monor, da? Uite, e bine aici. Așa arată un site în 2023. N-ai putut mă să aștept. Nu pot. Și o să spun și de ce nu pot. Așa arată un site în... Stai așa, se vede? Dacă nu se vede, facem să se vadă mai... Se vede? Da, ăsta este site-ul Monor. Dă-mă să văd și eu. Hai mă, că o să-ți plac. Vezi câta hate o să luăm. Da, o să-mi iau hate eu. Să vezi câta hate. Și o să spun și de ce o să-mi iau hate. Fii enter. Câta hate. Deci, hai mă să-mi termin eu ideea. Termină-ți ideea, dar abia aștept cum... Ține-o. Uite, iau un... Și a venit ideea. Am să degust acest fruct de grădină. Da. Și eram la masă cu Gabi. Gabi Gondoș, salut. Și a zis om, bă, hai mă să faci mă un brand. De ce să nu faci un brand? Și am zis, mă, cum o să fac un brand? Bă, uite, hai să ne gândim. Cui te adresezi ăsta? Ce faci? Chestii de genul ăsta? Ce e asta? Ce nu știu ce? Ce chestii de genul ăsta? Și când am înregistrat brandul la nivel european, ne-am luat... Trei mari producători din România au venit. Păi nu se poate, că nu știu ce, că nu știu cum alte. Dar de la ideea de brand până la înregistra, a trecut și pentru un proces... cu experți care oamenii au zis trebuie să fie așa, trebuie să faci așa, trebuie să faci așa, trebuie să faci așa. Deci, sfatul e în felul următor. Ai o idee. Nu ai tu impresia că poți tu să faci totul până la capăt și du-te, frate, la un expert care știe să-ți facă ce trebuie să-ți facă, chestii de genul ăsta. Corect. Și doi, dacă ai un vis, materializează-l, frate. Corect. Du-te, frate, și pune-l pe hârtie, pune-l pe lucruri, fă-l pe toate chestiile, fă-l pe toate nebunile de astea. Și ți iese. E simplu, nu ai nicio chestie. Revenind la retrospectivă, pune-o în practică. Da. Pune-o în practică, ține-te de ea, pune-o în practică, stai. Dacă te culci cu gândul la ea, te culci, când te trezești cu gândul la ea, te trezești. Nu faci ca tot românul lucrează doar pe 2 mai dimineața, știi? Și atât. Eu cred foarte tare în ceea ce ai zis tu, pentru că eu practic asta practic. Dacă am o idee și am niște idei, bă, tati, mă tind de ele. Adică orice ar fi, cu ele mă culc, cu ele mă trezesc. Am idei care nu mă lasă doar noaptea câteva săptămâni. Dar să revenim la Monor. Vreau eu cu Monor.
Stai, mă, băi, cred că am și... Am și eu numărul, am și eu numărul de telefon și mai mult dată am și vorbit că de exact despre asta vreau să vorbesc. Deci, pentru cine nu știe, Monor în Bistrița Năsăud înseamnă, este probabil cel mai important producător de lapte, mai este încă unul care se numește, care la Beclean, cum se numește? Romfulda, da. Domnul Mircea, salutări la Romfulda, foarte bune produse. Dar le găsiți pe Balcanica. Le găsiți pe balcanica.ro.s.eu balcanica.us ce vrei tu? Balcanica.chefir. Aia vreau. Balcanica.varză. Varză, asta e varză. Nu vrea să stea cum vrea. Să revenim la Monor. Deci, la un moment dat, eu fiind fan Monor, nu știu dacă tu și despre mine, dar în anii 90 am lucrat ca și om de vânzări, că așa mi-a fost felul, sunt comerciant de mic. Și la un moment dat, vindeam, am fost primul Bistrița care vindea produsele de la Alba Lact. Oh. Să trăiască neciurtin. Lapte la pungă, alea. M-am chinuit, l-am introdus pe piață, a fost foarte mișto, repet, vorbind de anii 90, eram foarte tânăr. Tot la momentul respectiv a apărut Monorul pe piață. Monorul care se producea acolo, la noi, în județ. La Monor, evident, de-aia se numește Monor. Prietene, deci mașinile alea, dacile lor, papuc, dimineața la ora 5, rupeau orașul în două, nu vedeai decât taxiuri și papucii de la Monor. Mai mult dată, laptele de la Monor e extraordinar de bun. Produsele de la Monor sunt incredibil de bune. Incredibil. Fast forward înainte niște foarte mulți ani de zile, mă duc la un supermarket, cum ți-am zis, îmi place de personalizare, că nu știu pe vânzătoare, văd pe raft, exact cum ai zis tu, cutie, piele de vacă, zic, mamă, ce interesant, îi pun mâna pe aia, Monor, tată. Monor, la Ploiești. Maxim, zic, gata, cumpăr Monor. Cumpăr Monor, îl duc acasă, îl gust, mamă, ce mișto e, ce frumos. Foarte încântat. Două săptămâni după aia trec pe la același magazin, văd Monorul la reducere. Știi că există tot timpul raftul ăla, cumpără și tu cu 10%, că... Na, că n-are nimic oricum. Că expiră. Bă, și zic, bă, dar de ce expiră laptele ăsta? Că n-ar trebui să expiră, pentru că e foarte bun. E extraordinar, lumea ar trebui să știe de ei. Și am făcut ce faceți în Veliu. Intru pe net și dau de minunăție. Și am dat de minunăție. Și am zis, nu se poate așa ceva. Eu sunt fan Monor. Hai să caut numărul de telefon să sun. Și am căutat numărul de telefon și am sunat. Și am făcut prezentare. Și am vrut să facem chestii. Și răspunsul a fost... Că nu ne interesează, că ni se rupe, că la noi merge treaba. Da, cum să vă zic eu? Eu acum fac o reclamă la Monor. Doamnelor și domnilor, laptele de la Monor este extraordinar. Dacă ar avea și un site pe măsură, Monor ar crește. Dar nu are un site pe măsură, deci Monor la un moment dat, când internetul va fi mai în floare decât e, o să găsească la reducere la 50%. Păi nu-i chiar așa, să știi. Zici tu? Nu-i chiar așa. Sunt produse pe care eu nu o să le văd niciodată la reducere. Și știi de ce? Pentru că comunică foarte bine. Am văzut, apropo, zilele astea, am văzut în București, culmea, ketchup făcut la Văleni. Nu știu cine e, nu mă interesează cine e, dar doar ideea în sine de a comunica. Eu în București am văzut, eram în mașină, vorbeam cu Andu la telefon și zic, bă, tu ai auzit că există ketchup de la Văleni? Nu știu, uite un autobuz în fața mea, am făcut poză. După care am mai văzut un banner mare, am mai văzut o chestie. Arată frumos, arată profi, arată într-un fel. Nu le garantez succesul, dar ajung la oameni. Eu nu cred că internetul ajunge la toți oamenii și experiența de acum două săptămâni pe care am avut-o cu Hidrostor la Cluj mi-a demonstrat faptul că comunicarea se face mai mult offline în România și foarte sănătos să fie așa. Dar nu poți, dacă tu ai încredere în business-ul tău și tu ai pretenția de la tine că vrei să construiești un brand, să-ți permiți să neglijezi un aspect. Marius, sunt două chestii, două direcții. Prima direcție e în felul următor, dacă eu am nevoie de tine. Pentru că, uite, eu mi-aduc aminte în istoricul de 14 ani, 15 ani, în care venea lumea și spunea, îți dau, îți fac, îți dreg, îți lucruri de genul ăsta. Și noi stăteam și ne uitam și vorbeam cu al meu seara și ziceam, până-ne, păi, noi, dacă de mâine ne dublăm, eu n-am capacitate în spate. Ce să car, da, cum să livrez, cum să duc, cum să lucruri de genul ăsta. Și noi, au fost câțiva, sună incredibil, dar noi am fost câțiva ani în care noi am pus frână. Păi frate, noi suntem singurii care facem business asta cu produse românești, care suntem autorizați IFS Logistic. IFS este cea mai mare acreditare la nivelul ăsta care vine, sunt în Europa, cred că sunt vreo 10 persoane, 10 oameni, nu firme, 10 oameni care poate să-ți dea chestia de genul ăsta. Nu avem IFS producție, nu avem, avem IFS logistică pentru că asta facem. Suntem un operator de servicii logistice. Tu produci micul, eu mă asigur că ți-l duc unde trebuie, cum trebuie și când trebuie. Condițiile care trebuie, corect. Și am făcut chestia asta. Știi de ce am făcut chestia asta? Pentru că sunt foarte mulți care vorbesc
de 10 ori mai bine decât mine, se prezintă de 20 de ori mai bine decât mine și fac totul la 4.000 de kilometri. Și când producătorul de la Micola vrea să ducă la el, dă de o dugheană, înțelegi? Și revenim la ideea ta. Băi, poate n-am nevoie, poate sunt la o anumită capacitate în care nu mă duc, nu mă chestie de genul ăsta. Și a doua perspectivă, sunt unele business-uri în care, nu știu, ori ăia ownerii care le-au născut, care le-au născocit, nu au găsit cui să predea într-un fel sau altul. Ori la un moment dat au predat și și-au luat o mare țeapă și atunci au zis că ei rămân cu lucruri de genul ăsta, iar ei sunt în continuare cu Nokia 3310 și folosesc, vorba lui Sorin, telefonul cu mărul mușcat, doar ca să-l pună pe Waze sau doar ca să facă lucruri de genul ăsta. La un moment dat e clar că era asta se termină, pentru că vorbeam de copii, vorbeam de lucruri de genul ăsta. În B2C, știi câte secunde stă un client pe site la tine și în decizie de a cumpăra sau nu? 3. Da, asta vreau să zic. În 3 secunde, dacă tu nu l-ai convins pe el cu eu ceva pleacă. Să rămână, a plecat. Dar știi de ce pleacă? Că are 100.000 de alte opțiuni, da, și 100.000 de alte chestii de genul ăsta. De toate există studii vis-a-vis de treaba asta. Cu cât mai multe opțiuni, cu atât o să fie mai, deci, mai greu de luat decizie. Acum el stă 3 secunde, stă la tine pe site și vede dacă intră să cumpere sau nu intră să cumpere. Corect. Sau lucruri de genul ăsta. Ce corect. Să comunici tu? Care brand? Care decizie de cumpărare? Care da, dar nici nu poți să neglijezi în halul ăsta. Adică, na, eu, din punctul meu de vedere, eu așa văd lucrurile. Dacă ți-asumi că vrei să rămâi la nivelul la care rămâi și la care lucruri de genul ăsta, poți să-ți asumi chestia asta și poți să zici, nu, bă, nene, eu rămân atât și că atât aș fac lucrurile de genul ăsta. Bine, eu dacă aș fi în locul lor, eu aș face din chestia asta, aș face un tam-tam. Bă, frate, eu în continuare produc cât produc, atât produc, nu vreau mai mult, nu vreau chestii de genul ăsta. Da? Ce aș face atunci? Aș crește, frate, profitabilitatea. Cât scot? 1.000 de lapte pe zi? Păi bag, investesc un pic în imaginea mea la 1.000 de lapte. Laptele, nu se scumpește laptele. Nu, vrei de la mine, care eu sunt așa, așa? Nu e 10 lei, e 12 lei. Că de e de la mine. Se scumpește, pentru că e chestie de elementară de... E de la treaba mea. Da, știi, microeconomie. De ce vrei, de ce lucruri de genul ăsta? Scade prețul. Dar dinozauri sunt în... În industria asta noastră de FMCG sunt o mulțime de dinozauri care, într-un fel sau altul, unii mor, unii sunt mulțumiți cu ce au și rămân așa, alții explodează peste noapte și pe aia sunt. Asta e piața. Înainte să ne luăm rămas bun de la... Deja? Începem să mă obișnuiesc. Știu. Păi stai că acum e momentul tău. Poți să-mi pui ce întrebare vrei tu, iar eu îți garantez că o să răspund cum știu eu mai bine. E răzbunarea faitonului. Nu la cu moldoveni și ardeleni, că ne supărăm. Am niște prieteni din Galați care... Nu, că între noi e doar pasul tihuță, știi? Asta e. Cine cunoaște e știe. E ca un scurt de graniță. Între cine noi e doar pasul tihuță și e ca au făcut ăștia știrulian. Îți dai seama ce zice. Nici nu mai consumi, nici nu mai faci combustibil, nici nu mai faci nimic, nici nu mai... Ce să te întreb eu? Ce vrei tu? O să fac o provocare. Iaule! Păi da. 10.000 în 20 de minute îl chem pe Bob să mă ajute. Robin, te bagi la un morcov. Cât mai puțin de 10 zile ți-a ca să faci comunicarea pe nouă brand Castello? Dacă mergem și ne întâlnim cu prietenul Brâncoveanu cum trebuie și avem lângă noi ce trebuie, eu cred că în 2 ore putem să facem... Mi-a mai rămas din Rom. Da, știu. Prietenii știu de ce. Nu, o să vă povestesc altă dată. Cred că la un moment dat o să facem un episod din alea. Toate lucrurile care nu au fost puse niciodată se spun acum. Păi, da, știi cum e. Dacă tot ești la Kik, mergem și noi și facem un... un lucru de genul ăsta. Ne sunăm, ne auzim, ne întâlnim și facem se întâmplă. Mai naștem un copil. No. Asta e toată chestia. Pentru cine nu știe, business-urile și de regulă ideile geniale între oameni de afaceri nu se fac la întâlniri în alea lungi de 2 ore pe Zoom în care povestim de importanța culorii roz. Da, se fac la o dată. Da, Robin, poți zici, la o dată asta se fac. Toate business-urile importante. Păi, fraților, tradiții s-a născut la o cafea pe, colț, pe un colț de masă pe trotuar. Nu s-a născut alte. Și pentru cine nu știe, în Balcanica noi avem 4 branduri. Nu stai într-un singur brand, pentru că mi-a scris cineva acum pe site, nu știu, acum 2-3 zile, că Varza are nisip în interior. Și mi-a dat cu hate pe toate părțile, pe toate nebunile. N-are. Are! Are, Marius, că e în câmp, dă-o în viața muzică, că vine din câmp, vine din toată chestia, toate alte, știi, și pe toate, și a dat cu hate pe tot ce a putut ea, pe Facebook, pe toate nebunile, toate alte. Care nisip, dar e bine primit, că știi cum e, feedback-ul e, trebuie din toate cărțile și toate lucrurile. Dar n-are, eu nu. Și am răspuns la doamnă, e posibil să aibă între frunze, pentru că n-a fost crescută nici în aer, e pe pământ, e în pământ, iese din pământ și atunci are nisip, are tot ce înseamnă lucrurile. Dacă îmi scria că în șorici și a găsit o bucată de
lamă de la cutter sau de la chestii de genul ăsta, atunci da, mă deranja într-un fel sau altul. Sau bine, ce trebuie să înțeleagă oamenii este că industria asta, chiar dacă e, și mă refer la industria alimentară, chiar dacă e extrem de bine controlată și chiar dacă se iau incredibil de multe măsuri ca nimic să nu se întâmple vreodată, nu există fabrică pe lumea asta și nu există proces pe lumea asta care să fie infailibil, care să fie 100% perfect. Lucruri se întâmplă, dar cred că mai degrabă contează disponibilitatea producătorului de a remedia o problemă decât faptul că s-a întâmplat. Care e cel mai mare dușman al meu în orice fabrică, în orice colaborator, în orice? Tehnologul. Pentru că ăla îi spune la finanțatorul lui, boss, o săptămână, atât trebuie. O săptămână trebuie să stea, trebuie să lucreze de genul ăsta. Și eu îi spun atunci al lui Nea Patronache, bă, nene, îl vrei peste mări și țări? 2 ani. Nu se poate. N-are cum, că gustul meu... Păi stai, mă, nu ți-am spus să modifici rețeta. Dar pune și tu, mă, pune o sticlă în plus, pune un sigiliu, ambalează-l noaptea, fă-l pe lumină, schimbă becurile, fă ceva. Eu nu-ți spun, pentru că, iarăși, roata asta funcționează. S-au supărat unii de la, acum vreo 7-8 ani de zile, era pe val românașul în Spania și cel mai vândut produs era Sam de Var uscat. Și de la noi, din România, pleca cu 25 de zile, 30 de zile. Deci dai seama, noi aveam 3 zile să-l vindem, să-l mâncăm, să-l... Să tot. Tot, înțelegi? Să-l aduce, de... duce direct la promoție. Și atunci s-a supărat un mare producător care are fabrică și în România, și în Spania, și în Mexic, și în America, și pe toate alte. Și a scos prietene, 6 luni de zile, salam de vară, uscat, făcut în Spania. Știi ce a făcut fratele tău, nu? L-a luat în portbagaj, a scos eticheta și l-am adus la tehnologi. Ia-mă, friend, cum e? Ah, ce bun e, ce alte. Cât crezi că are ăsta termen? Nu, ca al nostru, 35 de zile, 40 de zile. Îți place, da. Prietene, cu avionul l-am adus. Nu l-am ținut nici în congelator, nici în frigider, nici în toate lucrurile de genul ăsta. I-am rupt șoc termic de 100.000 de ori toate chestii de genul ăsta. Și uite încă unul similar cu etichetă, cu toate. Nu se poate, nu. Băi, pe tu l-ai mâncat, mai zis că e bun, măi. Da, dar nu e adevărat, mă înșelase. Nu întotdeauna când vezi că un produs are 6 luni în termen de valabilitate, asta nu înseamnă că e tot tabelul Mendele Vânia. Asta înseamnă că lumea mai investește și în ambalare, și în biosecuritate, și în lucruri de genul ăsta. Uite, de exemplu, foarte puțină lume știe că dacă pui untul în congelator ăla de 82% minim grăsime, el tehnic ar putea să reziste 10 ani de zile. 10 ani de zile. Și fără niciun fel de problemă și să-și păstreze toate proprietățile. Dar nu o să poți să pui pe un unt termen de valabilitate 10 ani de zile. Chestia asta o știu eu pe noi că lucra la Napolact. Stai, mă, că dacă eu aș pune 10 ani de zile, aș cumpăra un box și după aia repetitatea în vânzările mele ar fi zero. Zero, da, corect. Și aș căuta promoție. Da, corect, corect. Nu, da, da. Ca idee, știi? Nu neapărat dacă e expirat înseamnă că e nasol, la fel cum neapărat nu înseamnă că dacă e în termen, nu e nasol. Poate să fie cum. Da, deja intrăm în domnul Mencinicovski și... Da, fără cărți. Și industria alimentară și toate lucrurile de genul. Domnul Bogdan, tradiții românești, Balcanica și multe alte branduri care vor apărea. Peste 10 ani. Ne vedem peste 10 ani. Peste 10 ani abia așteptăți. Mulțumesc! Și eu mulțumim!